Detectez, există viață pe Marte! Mirico, ce faci? Cum ce fac, Veronica? Mă pregătesc! Ai stat prea mult la soare, ce-i cu tine? Păreai că ai ruginit, am crezut că trebuie să-ți dau cu lei. Veronica, am luat o decizie. Eu consider că rolul meu de spectator la societatea românească s-a terminat și am devenit investitor în imobiliare. Da. M-am băgat în afaceri puternice, mi-am cumpărat 70 de hectare de pământ pe lună, unde o să cultiv ridic de lună. Mi-am luat 40 de hectare pe Marte, unde o să produc boia de ardei, pentru că acolo e simplu. Pământul de pe Marte e roșu, îl mai vând sub formă de așa. Și mai vreau să-mi cumpăr în Proxima Centauri acolo, unde trăiesc tauri. Uh-huh. Centauri, adică ăștia sunt, au o picioare și țeți o cantitate dublă de fleci și de vrăbioare. Da. Da, uite, dar apropo, tu nu știai că pe Marte nu există viețuitoare din asta, n-ai mâncare, n-ai legume, ce faci? Încă nu există, dar vor exista. Uh-huh. Pentru că, uite, începem să preparăm acum mâncăruri cosmice. Uh-huh. Sunt câteva rețete pe care un precedent al nostru tare bun, Virgiliu Pop, da, un copil de care, cum să-ți spun, mi-a intrat în suflet, m-a învățat deja două rețete pe care vreau să le preparăm astăzi și dacă ține faza, nu mai fac investiții imobiliare pe Marte, îmi deschid la Cimișoara un bir cosmic. Unde când intră omul în casă, prima dată așa îl fac, îl satur și după aia îl fac imponderabil, adică iau toți banii de pe împozonare. Virgiliu Pop este cercetător al Agenției Române Spațiale și comandantul primului echipaj de român care a participat la o misiune marțiană. Cei 6 cercetători nu au ajuns însă pe Planeta Roșie, cum ați crede, ci într-un habitat simulat în platoul Colorado din America. Timp de 2 săptămâni, aceștia au locuit într-o capsulă în deșert, ceva asemănător ca pe Marte, s-au îmbrăcat în costume de astronaut și au mâncat prafuri și hrană deshidratată. Talentul culinar i-a adus lui Virgiliu Pop și statutul de Captain Cook al misiunii, astăzi ajutorul lui Uica Mihai în bucătărie. Na, hai, acum povestește-mi ce mănâncă cosmonauții de adevăratele și pe bune. Tăiței uscați, legume deshidratate pe care după aia le hidratam. Dar aveam și aragaz. Hai să primul lucru să facem o zamă de asta deshidratată, da? NASA a făcut un studiu, deci face pe echipajele care sunt acolo un studiu de nutriție. Jumătate din zile aveam mâncare semi-preparată, deci uscată 100% pe care doar o hidratam, nu amestecam noi ingredientele și în zile alternative găteam din legume deshidratate, din carne deshidratată, le găteam pe aragaz. Știi că pane, pe cuvântul meu nu mă gustă. Eu aștept să gustesc alte de dinainte, că 2 săptămâni pe Marte de ăstea am mâncat. Condiția 1. În expediție tu ai fost Captain Cook. Am fost Captain Cook. Șef și bucătarul șef și comandant. Aici, la Uica, eu mi-s comandantul. Nu guși din zama asta, nu mănânci nici fleică, na. Da, gustul. Să știi că deja are gust bun, pe cuvântul meu. Hai să-ți spun acum ce o să facem. Am citit despre o rețetă de kimchi, o mâncare coreeană, care ci că e foarte bună pentru mâncat în cosmos, pentru că are absolut toate sărurile minerale, natrium, clor, am vorbit pe limba marțiană, cum să știi. Și vitamine și totului tot se conservă bine, nici nu are nevoie de condiții speciale de depozitare. Și eu vreau să facem kimchi, mai ales că am auzit de la o păsărică din cosmos că e mâncarea ta preferată, e adevărat? Adevărul e că acolo pe Marte, între ghilimele, mi-au cam lipsit mie murăturile. Un fel de murături este și rețeta aceasta de kimchi pe care o propune Uica Mihai astăzi ca să-i facă pe plac lui Virgiliu, un mare fan al mâncărurilor asiatice, nevoit însă în misiunea marțiană să mănânce chiar și praf de ouă. Așa că îi face cu ochiul varza chinezească de care avem nevoie la rețetă, spălată bine, pe care Uica o taie în patru fără să se deparaseze de cotor și care se sărează fără milă între frunzele încrețite. Da, Virgiliu, dar am vrut să te întreb. Ce făceați cu resturile, cu gunoaiele? Că omul produce mizerie în urma lui. Până n-a venit echipajul nostru, ălea se aruncau. Efectiv, erau gunoaie. A venit echipajul nostru cu Haritina. Haritina Mogoșanu e din Noua Zeelandă, dar e româncă, ea, de-a noastră. Și Haritina a venit cu o idee. Zice, hai să le dăm la râme,
și o să facem îngrășământ din ele, din resturi, în care am fi putut îngrășa solul și cultiva plante acolo, pe Marte. Exact asta ce-mi doream eu. Și am fi avut verdețuri. De, în concluzie, trebuie neapărat să-mi faci cunoștință cu Haritina și o angajez la mine, la firmă, să producem împreună râme pe Marte. Da, hai să ne apucăm de tocat legumele pentru sosul de kimchi. Misiunea marțiană al cărui comandant a fost Virgiliu a implicat nu numai cercetări astronomice, dată fiind atmosfera clară din deșert, dar și de pe Marte, cât și cercetări de agricultură hidroponică, prin cultivarea de plante în sera Green Hub. Dar ce beneficii am avea noi, omenirea, dacă facem acolo colonii pe Marte, dezvoltăm bucătării, în afară de glumele mele cu piparca, cu boiaua, cu astea? Ce găsim acolo? Uică, ce? Uică, ai găini? Am. Și îți pui toate ouăle într-un singur coș? Nu. Nu. E exact același lucru e și cu omenirea. Dacă cumva vine cine știe ce catastrofă și lovește pământul, apoi atunci măcar supraviețuiește o parte a omenirii pe Marte. Neapărat vreau să fac parte din partea aia care va supraviețuiește. Care supraviețuiește. Iar dacă rețeta de kimchi ar fi realizabilă pe Marte, în sera hidroponică, cercetătorii ar trebui să cultive ardei grași, praz, castraveți, ridiche albe, dovlecei, morcov, ghimbir, ardei iute și roșii. Haideți să facem și prazul ăsta. Cum ziceați palmier? Ba, este palmier tradus în limba Marte, tradus în limba bănățanului, praz. Cu legumele tocate mărunt, date prăzătoare sau tăiate fâșii subțiri, stropite cu ulei de porumb și sos de soia, presărate cu sare, piper alb, boia dulce, curii, chimion, cardamon, nucșoară și usturoi, bucătarul misiunii ar improviza un sos delicios. Auzi, dar stai să-ți spun eu una bună cu... Mă, eram la săpat cucuruzul în grădină și când colo ce să vezi? Iese un omuleț verde din cucuruzul meu. Zic, bată ce potca, dar și cu cine aici? Păi eu sunt venit de pe Marte. Și ce vrei la mine aici? Păi am venit să te ajut ca să-ți crească cucuruzul mai repede și mai frumos și mai mare. Păi și cum faci? Noi avem urechi cu telecomandă, uite așa. Piuș, când a făcut de urechi, bă, odată a început cucuruzul să facă 4 frunze, 16 frunze, wow. 2 drugălei, 2 știuleți, uite atât de mare și-a crescut cucuruzul. Oh, bată-mă cucu! Zic, asta e cea mai bună metodă de cultură intensivă. Peste 2 săptămâni m-am apucat și am semănat floarea soarelui. Așa. Mă, și iară mă uit și răsare din floarea soarelui, unul iară la fel, verge. M-am dus direct la el și l-am luat de urechi și am început să-l trag. Și ăla a început să zbiere. A, mă, nărodule, nu mai mă trage de urechi. Păi zic, nu ești marțian. Nu, eu mi-s bunătorul veșinul tău, Gheorghe. Singurul marțian cu care s-au întâlnit cercetătorii în deșertul din Colorado era instalatorul care repara defecțiunile capsulei marțiene, primit de altfel cu mare entuziasm de echipaj, care a trăit o adevărată aventură în privința apei. Și n-ai vrea să fii în cosmos când îmbraci frunzele de varză chinezească în sosul de kimchi, ne spune Virgiliu Pop. Ce ne-am murdărit, uică! Exact, nu-i nimica, că ne spălăm, uite că... Mai încet, că suntem pe Marte și acolo, pe Marte, sunt restricții cu apa. E chiar că nu m-am gândit cum e apa pe... Trebuia să facem duș numai o dată la 3 zile. N-aveam voie mai des, că aveam apa restricționată în fiecare zi, o duș cantitate la alocată. Zile. Da. Păi erați domn, că eu fac o dată la 7 zile, că nu-mi permis să plătesc curentul să-mi încălzesc apa. Am primit anumite comentarii cum că noi am simulat traiul pe Marte, dar românii îl simulează pe Pluto de nu știu câți ani. Hai, ultima bucată de kimchi și hai să ne apucăm să facem o friptură, că... O, degeaba... da, de-abia aștept. Întâmplările expediției echipajului român în misiunea marțiană, în deșertul din Colorado, ne fascinează. Virgiliu ne face însă o surpriză și mai mare, intermediindu-ne un dialog cu singurul român care a călătorit vreodată în spațiu, Dumitru Doru Prunar. Am aici la mine ca oaspeți TVR, TVR3 și ei realizează un show culinar despre bucătăria marțiană și bucătăria spațială. Și cine e mai bun să dea indicații și explicații despre ce se mănâncă în spațiu decât dumneavoastră, așa că v-am sunat. În spațiu cosmic, ca și pe pământ, trebuie să mănânce normal. Trebuie să se asigure un număr de calorii, dar ceea ce este mai important este să se asigure și gustul mâncării, astfel încât aceasta să reprezinte un element plăcut din activitatea zilnică a cosmonauților.
Ceea ce este de remarcat este faptul că, deși unii cred că în cosmos se mănâncă pastile sau se mănâncă câteva foarte puține produse, noi am avut o diversitate mare. Există o industrie întreagă care creează și produce alimente pentru spațiul cosmic. Produsele caută să se apropie foarte mult de cele de la sol. Da, v-a fost dor de o mâncare de acasă, anume? Faptul că mâncarea plutea și că de multe ori trebuia să zburăm cu gura după o bucățică de mâncare pe care o lăsam plutind în interiorul stației orbitale, ne atrăgea mai mult și ne ocupa timpul mai mult decât să ne gândim ce altceva am putea mânca decât ceea ce avem. Erai deprivat de anumite bunătăți. De exemplu, comandantul stației orbitale era un mare băutor de cafea. Pentru că nu-i ajungea cafeaua din containerul lui, mai culegea cafeaua și din alte containere și când îți dea rândul să iei un anumit container, constatai că nu mai e cafea. Bine, eu nu eram băutor de cafea, așa că am cedat-o cu plăcere în folosul lui. Mâncatul în spațiu nu era ca o masă în familie, dar gusturile mâncărurilor erau familiare cosmonautului român, având în vedere că înaintea misiunii acestea au fost testate pentru ca membrii echipajului să nu ducă dorul bucatelor de acasă. Greu pentru Uica Mihai să înțeleagă, pentru care plăcerea de a găti este mai mare decât chiar gustul mâncării din farfurie. Uica, dar ce tehnică folosești? Asta este tehnica japoneză de greblare a cărnii de vițel. E un secret ca să nu... să o frii superficial, să fie moale și fragedă, știi? Știi ce se întâmplă? Șnițelul ăsta poți să-l bați cu ciocanul. Așa. De atunci e prea barbar și elimină tot lichidul care conține sărurile alea minerale. Pe când procedeul ăsta este mai umanitar, ca să spun așa. Uica pune și de o friptură de carne de vită înăbușită cu legume de tot felul, nu de alta, dar n-ar vrea să ne vadă ridicându-ne flămânzi de la masă, preferând varianta supraponderabilității. Doar în cosmos nu mai trebuie să-ți faci griji pentru kilogramele în plus. Avem nevoie de niște ulei de porumb. Așa. Carnea merge rapid să se prăjească. Doar un strop de sare. Un strop și mai mic de piper. Carnea de vită, atunci când vrei să o gătești și să fie mâncabilă, în cosmos sau pe pământ, nu are decât un secret. Două secrete. Prima dată să-l cunoști pe măcelarul de unde cumperi și spune, vezi că asta a avut 11 ani, 14 ani, asta a fost de 8 luni de zile, adică vițel. Și al doilea, să o gătești superficial. Carnea de vită, cu cât e gătită mai mult, cu atât devine mai tare. La un moment dat nu o să știi dacă mănânci biftec sau talpă de bocanc. Lângă carnea perpelită pe ambele părți se pun în tigaie pentru început. Morcovii, prazul, ciupercile și ardeii tăiați subțiri. La final se înnăbușe în oală cu legumele și carnea, dovlecei, roșii și brocoli. Se condimentează cu ardei iute și se amestecă toată compoziția cu bob fiert pentru dulceață. Felul ăsta de mâncare se asezonează cu orez și murături kimchi, fiind pe placul astronauților și introdus în meniul spațial. Cel puțin așa zice Uica Mihai. Noi am testat. Rămâne să încercați și voi ca să vedeți despre ce tot v-am povestit astăzi. Să aveți poftă! 4, 3, 2, 1, ignition! Vera, încet! Păi, nu-i de mâncare asta? Un fel de mâncare cosmonautic pentru care merită să te faci cosmonaut doar să-l guști, pentru că l-am gătit aici în echipă, Virgiliu și cu Uica Mihai și cu Veronica, care mai mult ne-a tocăit la cap și ne-a furat carnea. Așa. Nu e ca la mama acasă, e ca la cosmonauți acasă, dar pe principiu? Da, pe principiu că... stomacul deștept. Ține mintea? Sănătoasă! 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 Ai fost investit cu calitatea de marțian. Ping pong, ping pong. Poftă bună. Ne vedem săptămâna viitoare. Lansare!